2000 înseamnă un an extrem de important pentru speologia românească, pentru că se împlinesc 80 de ani de când această instituție, cea mai veche instituție de cercetare fundamentală din țara noastră, a luat ființă prin acel exemplar efort al lui Emil Racoviță, care în 1920, sacrificându-și o situație extrem de importantă științifică în Franța, vine în România și fondează Institutul de Speologie. E adevărat că atunci când se spune Institut de Speologie, toată lumea se gândește la marile fenomene calstice, la munții Apuseni, la munții meridionali și poate mai puțin la Dobrogea, care pare mult mai modestă ca fenomene calstice, dar care este extrem de importantă prin ceea ce a putut să dea științei românești. Dobrogea reprezintă o regiune excepțională din punct de vedere paleontologic, din punct de vedere al locuirilor umane vechi și a neoliticului care s-a dezvoltat ulterior în această regiune. Cercetările noastre în această zonă au început cu foarte mulți ani în urmă. Eram niște tineri entuziaști și am început în 1956 un lucru de echipă care s-a continuat foarte, foarte mulți ani. Ce acoperea întregul ținut, minuscule organisme recifale au construit o impresionantă platformă calcaroasă. Se mai văd și acum structurile coraligene, atolii imensi în care apele au săpat numeroase peșteri de mici dimensiuni. Veritabile adăposturi folosite ca atare de comunitățile umane, după cum susțin specialiștii, încă din cele mai vechi timpuri. Aici, fiecare colț de piatră ce răsare de sub imensa pătură de lus ascunde o legendă, iar o aură de mister învăluie întunericul de nepătruns al grotelor. Pentru omul de știință, fie el istoric, biolog, geolog, speolog sau geograf, într-un cuvânt naturalist, importanța lor este covârșitoare. Dobrogea în general și Podișul Casince în special reprezintă o regiune excepțională din punct de vedere paleontologic, al locurilor umane vechi și al neoliticului care s-a dezvoltat ulterior. Dacă studiile științifice în această regiune au început cu mai bine de un secol în urmă, cercetarea sistematică a grotelor și a adăposturilor de substâncă, cum se mai numesc, din zona Văii Visterna, afluent al Văii Casincea, au demarat abia în 1956. Alături de profesorii Traian Orhidan și Margareta Dumitrescu, aici, în peștera la Adam, își începeau studiile biospeologice doi tineri cercetători pe atunci, Petre Mihai Samson și Constantin Rădulescu.
Odată cu săparea primului șanț, al primului profil paleontologic, s-a deschis o fereastră către unul dintre cele mai vechi și mai controversate capitole din preistoria civilizației umane, care în acest colț de lume a început cu mai bine de 600 de mii de ani în urmă. Descoperirile au bulversat lumea care. Profil paleontologic reprezintă o succesiune de înălțimi diferite, de strate diferite și care conțin, în unele cazuri, resturi de mamifere fosile, fie de mamifere mari, fie de micromamifere. Profilul de la Adam începe acum aproximativ 250-300 de mii de ani și se întinde până la epoca romană, aproximativ secolul IV. Dintre formele mai speciale de faună care s-au găsit pentru prima oară în România și s-au găsit în peștera la Adam este renul. Vedeți aici un fragment de maxilar inferior de ren, cât și câteva piese din schelet. Alte specii sunt reprezentate prin rinocerul nos, în doi molari, un maxilar inferior de cal sălbatic, un maxilar inferior de cerb gigantic, megaceros, un radius de bizon, un maxilar inferior de saiga și un corn a aceleiași specii, caracteristic, un pui de hienă de peșteră, un maxilar inferior și doi dinți de mistreț. Oferea condiții mai favorabile atât pentru păstrarea resturilor fosile de animale, cât și a așezărilor umane vechi. Grotele au fost primele locuințe folosite de strămoșii noștri. Aici se află răspunsul la una dintre întrebările esențiale legate de trecutul nostru: cine suntem și de unde venim de fapt? Sunt încă necunoscute motivele pentru care acum 2 milioane de ani Pământul a intrat într-o nouă eră. Specialiștii au numit-o paternală sau era. De la un climat relativ uniform tot timpul anului, s-a trecut la o primă strângere și diferențe mari de temperatură de la un anotimp la alt. Multe viețuitoare nu s-au putut adapta noi. Au rămas doar cele capabile să suporte schimbările drastice de temperatură. Iată că de acum, anul s-a modificat de mai multe ori, perioada de încălzire, de interglaciare și de răcire sau glaciare, care au durat 10 sau 100 de mii de ani, planeta nu și-a mai revenit niciodată. În perioadele reci, pisarea apei în calotele glaciare, în felul Oceanului Mondial și al Mării Negre, a scăzut cu peste 100 de metri, iar platforma continentală a trecut. Grotele erau singurele locuințe sigure. De atunci, omul și-a discutat în continuu cu celelalte mamifere de acest adevăr natural. Mare a inundat din nou platforma continentală în perioadele mai calde, împingând populațiile primitive de atunci